care este secretul tinereții dumneavoastră, pot spune, pentru că, da, degeaba vă strâmbați, dar aveți 83 de ani mulți înainte și... Mai am până, pe 20 de septembrie, fac. Da, dar umblați, sunteți foarte... Da, eu am mai spus, asta și-o spun la toată lumea, că bătrânețea nu începe de la chip, de la Chișoare. Da, ați mai spus și adineauri, dar totuși... Și când vă trepte mor. Da, ce? Nu, probabil gena, nu știu. Nu aș putea să... Nu apelez, oare am voie să spun, o tăiez dacă nu. Dacă nu-i voie tăiem, dar nu o să trebuie să vă spun. Eu contribui la planul CFR-ului. Nu pot să, nu e cam nasul la streșină. Eu în mașină nu pot merge pe bancheta din spate, că dacă stau acolo, după 2 km spun stai că dau la gâște. Mi-e rău. Și în tren nu pot merge cu spatele. Dar asta e o înțelegere. Deja fetele la bilete știu. Așa. Anul trecut. Pe toamnă. Eu merg cu fața, eu dezleg integrame, nu s-au degeaba. Sor, nu mai știu că la Pașcan, că la Roma, lume, oricum da. Știu. Dar o individă, nu foarte tânăr, bună ziua, bună ziua. Ea merge cu spatele, tot timpul cu ochii pe mine. Eu mai dezleg, mai mă uit, ea e cu ochii pe mine. La un moment dat, lasă, scrisul-și vine la mine. Când zice că este vrajă. Și la un moment dat merge cu mâinele aici la mine, la urechi, după urechi. N-aveți operație? Dar eu zic, neata e sănătoasă? La care ea spune, doamnă, eu știu câți ani aveți. Și fășeți de arătați așa. Eu nu mă uit în buletin. Ani nu s-a știut din buletin. Cum îi simți, cum îi arăți, cum îi porți? Dar ea, voleu, ce sfat mi-ați dat. Mă uit la ea cam târziu. Nu era... Iată ce sunt stare să facă oamenii. Adică, pur m-au întrebat medici, într-adevăr, și după da, urechi... Aici să pun, de ce spune? Nu, să tragi așa pielea, așa, aici acolo să simte, nu? Nu, acolo cred că e cicatricea, nu? Posibil, da, habar da, nu. Bă, n-am știut nici eu, că am întrebat pe urmă pe medici. Da, zice, da băi, da, ce curaj la aia să fie... Iată, deci nu e de glumă. Trebuie să ai foarte mare grijă și să-și răspunzi cum se cade. Încă eu am spus, o colegă de-a mea bună a spus, mă, dar tu ai fost drăguț, ai spus numai, neata e sănătoasă, dar eu făceam în vânt, ajunge la locomotiv. Da, da, se întâmplă. Deci oamenii, nu că sunt curioși, dar nici așa.